În perioada 24-29 octombrie, 5 pugiliști de la CSM Slatina au intrat în ringul campionatului național de juniori, unde doi dintre elevii lui Constantin Gălbenușe au reușit să aibă o prestație notabilă. Am venit cu un rezultat destul de frumos, un campion al României la categoria 50 de kilograme, Florescu Mario, și un vicecampion, Ciobanu Adrian, la categoria 63 de kilograme. Un rezultat care a recompensat cumva munca lor, pentru că sunt sportivi vechi, muncesc de 3-4 ani în sala de box și a venit atunci când ei s-așteptau ca acest rezultat să vină. Antrenorul slătinean spune că la această categorie de vârstă obiectivul pe 2016 a fost îndeplinit. Dacă vorbim de obiectiv, eu mi-am depășit puțin obiectivele propuse chiar de mine, pentru că în acest an noi am obținut la Cupa României 6 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz, iar la campionatul național 6 de aur, 3 de argint și una de bronz. Și cadeții vor intra la finalul acestei luni în ring, este vorba despre campionatul național rezervat acestei categorii de vârstă. La competiția care va avea loc la Zalău, CSM Slatina va deplasa un lot de 4-5 sportivi.